Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit la Newsroom. Pentru început să vedem titlurile ediției. Peste 200 de oameni au protestat astăzi în fața Parlamentului. Ce anume i-a nemulțumit, vă spun în câteva clipe. Fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova nu se lasă intimidată de actuala guvernare și califică dosarul uzurpării puterii în stat drept unul politic. Salmonella este cauza preliminară a intoxicației celor 51 de persoane la o nuntă din capitală. Pasagerii unui avion din Rusia au trecut prin clipe de groază după ce aeronava a efectuat o aterizare forțată. Care a fost cauza defecțiunii, vă spun în curând. Protest cu polonice, ceaune și farfurii la Parlament. Peste 200 de reprezentanți ai domeniului Horeca au venit în fața legislativului să-i convingă pe deputații acum pe SRM să nu dubleze TVA pentru hoteluri, restaurante și cafenele. Deputații însă au rămas surzi la nemulțumirile oamenilor pentru că niciun parlamentar nu a ieșit să discute cu ei. Vrem să rămânem în țară, vrem viitor acasă, vrem 10% TVA, sunt doar câteva dintre lozincile scandate de protestatari. Printre manifestanți se numărau atât proprietarii de localuri, cât și angajații acestora. Lucrez în sfera dată de chelner în jur de mai mult de 6-7 ani. Nu am mașină, nu am casă, stau la gazdă. Ce mai mult plătesc cont? Noi nu avem destui bani, nu știu. Chiar și oricare altă persoană aici, toți am venit de bună voie să nu se mărească, să nu se micșoreze salariile. Aș vrea și eu un salariu decent, să rămân acasă. Vrem un salariu bun, adică să trăim în Moldova, nu vrem majorare, adică e bine așa. Majoritatea noastră nu o să avem unde lucra, nici cauți, pentru că mulți o să plece psihotare, nu o să avem oaspeți în local, adică nu o să aibă ce să-mi dea salariu și o să fim nevoiți să plecăm, pentru că nu o să avem post de muncă. Printre cei care au protestat astăzi în fața Parlamentului se numără și angajații unui local din capitală, al cărui coproprietar este deputatul PAS Dumitru Alaiba. Deși în 2017 Centrul de Politici și Reforme, unde Alaiba a activat în calitate de director de programe, a elaborat un studiu care încuraja reducerea TVA, acum deputatul PAS susține public majorarea taxei. Acest fapt i-a nemulțumit pe manifestanți. Domnul stea în Parlament. Asta e una și cel mai important. El își permite să ducă în localuri, să cheltuie de la 1000 în sus. Am deservit persoane, am deservit deputați. Oamenii au bani, au mașini. Ei își permit ceva de genul. Eu, ca chelner, eu nu știu, nu-mi permit ceva de genul. Nu cred că este corect. Poate domnul Alaiba are careva... Este problema lui, adică chestia lui. Astăzi Parlamentul totuși va vota contra noastră. Ar trebui să-și asume că curând vor rămâne 101 deputați în Parlament, doar ei singuri. Nu suntem doar cifre contabile, niște cifre date de Fisc sau Ministerul Finanțelor sau de Guvernul Republicii Moldova, acele cifre manipulatorii care le-au dat în presă în ultimele zile contra sectorului Horeca. Este practic o jertvire a acestui domeniu, domeniul Horeca, care este conectat foarte strâns cu turismul. Moare Horeca, moare și turismul, care și așa e foarte slab dezvoltat. Săptămâna trecută, guvernul a aprobat majorarea mai multor taxe, printre care și cea pentru domeniul Horeca, în schimbul creditului de 46,5 milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional. De masă insistă ca guvernarea să nu impoziteze acest instrument de stimulare și motivare a angajaților. Cele două companii franceze, singurele care prestează servicii pe piața noastră în acest domeniu, susțin că odată cu stabilirea impozitului de 24%, de pierdut vor avea atât angajații cât și angajatorii. O soluție.
Decizia de a impozita tichetele de masă a fost aprobată de guvern fără ca autorii inițiativei să organizeze consultări publice. În aceste condiții, cele două companii care prestează servicii în domeniul tichetelor de masă au făcut o declarație comună. Noi am participat la niște discuții post factum. Noi sperăm mult ca autoritățile se vor autosesiza și vor acționa conform practicilor internaționale, conform practicii europene, în interesul angajaților, angajatorilor și a partenerilor. Unul dintre operatorii de tichete de masă susține că dacă decizia va trece de votul legislativului, aceasta va avea consecințe grave. De pierdut vor avea peste 650 de companii și angajații acestora. De asemenea, ei cred că odată cu impozitarea tichetelor de masă, companiile vor renunța la acest instrument. Întreprinderile, pentru că ele nu vor mai oferi tichete de masă, pentru că acest instrument va fi prea costisitor și respectiv nu vor mai putea utiliza în calitate de instrument de stimulare și de motivare a angajaților lor. Anterior, și Asociația Businessului European a făcut un apel către autorități și a declarat că impozitarea tichetelor de masă va majora cheltuielile companiilor pentru acest serviciu cu cel puțin 22,5%. Legea privind tichetele de masă a intrat în vigoare la sfârșitul anului trecut, la inițiativa democratului Adrian Candu. Acestea sunt oferite ca supliment la salariu și pot fi folosite în localuri, cantine sau rețele de magazine. Recent, cabinetul de miniștri condus de Maia Sandu a aprobat modificări la codul fiscal care prevăd și impozitarea acestor tichete. Astfel, angajatorul va achita un impozit de 18% din valoarea acestora, iar angajatul 6%. Ministrul Finanțelor Natalia Gavrilița a motivat această decizie prin faptul că banii care vor veni în buget vor fi folosiți pentru a achita pensii. Până în prezent, peste 55.000 de angajați au primit lunar tichete de masă. Valoarea acestora este estimată la 126 de milioane de lei. Inițierea unei anchete de către Procuratura Generală în cazul uzurpării puterii în stat nu este altceva decât un dosar politic. Scopul acestuia este de a intimida opoziția înainte de alegerile locale, de a frauda scrutinul, precum și de a sustrage atenția cetățenilor de la problemele reale privind salariile, pensiile, prețurile sau impozitele. Aceasta este opinia deputaților fracțiunii parlamentare a PDM, exprimată astăzi de deputatul Pavel Filip. Potrivit democraților, actuala guvernare nu mai are nicio limită și comandă dosare penale pe bandă rulantă, doar ca să-și îndeplinească scopul de a intimida opoziția înainte de alegerile locale din toamnă. De asemenea, deputații PDM susțin că acest dosar, făcut la comanda publică a unor politicieni și asumat de ei, reprezintă un act foarte clar de uzurpare a puterii în stat. Nu credem în acest dosar, nu crede nimeni, nici măcar autorii lui, dar sunt disperați să se răzbune. Însă ei știu la fel de bine ca noi, că acest mod de intimidare a opoziției este urmărit cu maximă atenție de comunitatea internațională, iar dacă vor trece linia roșie, aceasta va fi începutul sfârșitului actualului regim represiv și abuziv. Cu toate acestea, Pavel Filip a mai spus că nu dosarele politice îngrijorează fracțiunea PDM, ci acțiunile de șantaj împotriva opoziției și modul în care sunt capturate și politizate instituțiile de drept. Deputatul democrat a mai atras atenția că în prezent și primarii PDM sunt presați și amenințați cu dosare penale dacă vor candida pe listele formațiunii la alegerile locale. Atragem așadar atenția public, societății civile și comunității diplomatice asupra faptului că dosarul politic legat de falsă acuzație de uzurpare a puterii în stat nu este altceva decât un proces de fraudare a alegerilor locale, de deturnare a lor de la principiile democratice.
Pavel Filip a accentuat că aleșilor PDM nu le este frică de dosarele politice și că, dimpotrivă, Partidul Democrat va fi mai unit, mai aproape de oameni și va face tot ce este necesar pentru a opri procesul de demolare a statului de drept. Mai exact, PDM va face mai multe demersuri către instituțiile internaționale în care vor fi prezentate fapte clare și probe care vor demonstra că puterea în stat este uzurpată de alianța PSRM acum. Mai mult, vor fi depuse plângeri și sesizări la Procuratura Generală atât pe faptul uzurpării puterii în stat de către coaliția de guvernare, cât și pentru abuz și exces de putere. Va fi, desigur, o importantă provocare pentru Procuratura Generală să investigheze faptele semnalate de noi, dar spre deosebire de politicienii de la guvernare, noi nu ne vom permite să ne expunem public înaintea procurorilor și a judecătorilor, nu vom face presiune asupra lor să dea o anumită soluție, așteptăm doar obiectivitate și profesionalism. Reamintim faptul că dosarul privind uzurparea puterii în stat a fost pornit la indicația ministrului de interne Andrei Năstase, la scurt timp după numirea în funcție a procurorului general interimar Dumitru Robu. Întâmplător sau nu, dar Robu este finul de cununie al procurorului Vera Chiranda, care la rândul ei ar fi cu mătra ministrului de interne Andrei Năstase, scriu jurnaliștii de la Ziarul de Gardă. Germania și Rusia pun la cale planul Ribbentrop-Molotov 2, în urma căruia Moldova va ajunge sub influența totală a Moscovei. Concluzia a fost făcută de analistul politic Petru Bogatu într-un editorial în care abordează discuția telefonică dintre președintele Igor Dodon și omologul său german Frank-Walter Steinmeier. Mai multe detalii ne oferă colega noastră Augustina Badica. Augustina, te ascultăm. Bun găsit, Stella, bun găsit, doamnelor și domnilor. Petru Bogatu consideră declarațiile lui Steinmeier cu privire la necesitatea apropierii de Rusia pentru rezolvarea conflictului transnistrean drept un semnal că președintele german joacă așa cum îi cântă Kremlinul. Mai mult ca atât, analistul politic l-a numit pe Steinmeier un idiot util al Rusiei, care a menținut o relație bună cu Moscova chiar și atunci când toată lumea o condamna pentru anexarea Crimeei și implicarea în conflictul din Donbass. Bogatu mai scrie că acest om al rușilor care exercită funcția de președinte al Germaniei este la fel ca și mentorul său, Schröder, un mercenar al lui Putin. Anume, Steinmeier a constrâns Chișinăul să facă niște concesii inadmisibile Rusiei, fără să obțină nimic în schimb, consideră analistul politic. Astfel, sfaturile lui Steinmeier pentru a determina Chișinăul să capituleze în fața Kremlinului nu reprezintă altceva decât o tentativă de a semna un tratat Ribbentrop-Molotov 2. Acesta a menționat că în cadrul convorbirii telefonice cu Steinmeier, Dodon a mulțumit Germaniei pentru sprijinul acordat în procesul de constituire a actualei coaliții parlamentare, ceea ce confirmă că Berlinul a acționat cot la cot cu Moscova pentru a duce la putere alianța acum PSRM. Bogatu este sigur că președintele german a negociat direct cu Putin constituirea unei coaliții contra naturii în țara noastră. Într-un final, Petru Bogatu conchide că actuala guvernare este produsul unei conspirații ruse, asistate de idioții utili de la Berlin ai Kremlinului. Un eveniment istoric zdruncină din temelie alianța de guvernare. Despre ce dată este vorba și cum o interpretează Igor Dodon și Maia Sandu, aflați în câteva momente. Imagini scandaloase cu doi polițiști care ar brusca un vânzător ambulant au apărut pe rețelele de socializare. Un internaut a postat un video în care se observă cum oamenii legii îl iau cu forța pe sus pe un bărbat care vindea nuci alături de soție și un copil minor. Nu
Cei care au surprins imaginile povestesc că polițiștii i-au cerut bărbatului să nu mai vândă nuci în stradă. Deoarece nu s-a conformat, acesta a fost pus la pământ, încătușat și dus la inspectoratul de poliție. Gestul oamenilor legii a stârnit indignarea internauților. După apariția imaginilor, poliția a venit cu o reacție în care se menționează că bărbatul a fost astfel pedepsit pentru comerț ilegal, dar și pentru nesubordonare. Mai mult ca atât, oamenii legii s-ar fi apropiat de câteva ori de bărbat pentru a-l anunța că nu are voie să vândă în stradă, însă acesta ar fi manifestat un comportament inadecvat, le-ar fi vorbit urât polițiștilor și i-ar fi îmbrâncit. Drept urmare, el a fost imobilizat și dus la inspectorat. Acum bărbatul riscă o amendă de până la 4.500 de lei, iar pentru că nu s-a supus ordinilor polițiștilor, va trebui să compară în fața judecătorilor. Potrivit autorităților, cauza preliminară a intoxicației celor 51 de persoane, inclusiv 2 copii, la o nuntă care a avut loc sâmbătă trecută într-un local din capitală, este bacteria Salmonella. Care este starea pacienților, știe Cristina Badica. Cristina, te ascultăm. Bun găsit! Rezultatele au fost anunțate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Salmonella a fost depistată în cel puțin 11 pacienți, iar alte probe sunt în proces de investigare. Dintre cei 51 de nuntași care au ajuns la spital, 28 se află la Spitalul Clinic Republican de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, alți 16 la Spitalul Raional Cimișlia, iar un pacient se află la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii. Starea acestora este satisfăcătoare. Alți 6 pacienți sunt tratați la domiciliu. Amintim că inițial administratorii localului unde a avut loc nunta au declarat că intoxicația a fost provocată de produsele de patiserie comandate din altă parte și nu au fost gătite în bucătăria restaurantului. Au făcut un concurs, au ales câștigătorii, însă au anulat totul când au constatat că nu au ieșit învingătorii cine și-ar fi dorit. Nicolae Eșanu și Vladimir Grosu, cei doi candidați care au câștigat concursul pentru funcția de judecători la Curtea Constituțională din partea Parlamentului, au fost lăsați cu ochii în soare de Alianța Cozac. Până la urmă, candidații propuși sunt Domnica Manole, candidatul blocului acum la alegerile din februarie, și fostul președinte al Curții, Dumitru Pulbere. Tot astăzi, guvernul a înaintat proprii candidați la curte. Este vorba de Luba Șova și Nicolae Roșca, ultimul numărul 27 pe lista acum la alegeri. În aceste condiții, Alianța Sandu Dodon a confirmat încă o dată, depolitizarea promisă se amână. Deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, a încercat să dreagă busuiocul, însă nu a fost suficient de convingător. Potrivit lui, de fapt, concursul nici nu trebuia să aibă loc, pentru că nu era nevoie de el. Un grup de deputați a semnat un proiect de hotărâre cu privire la numirea 2 judecători a Curții Constituționale. Asta este procedura legală, asta este procedura care este urmată la momentul de față de către Parlament. Comisia va trebui să se convoace pentru a aproba un raport de legalitate în sensul corespunderii sau necorespunderii acestor doi candidați cu condițiile prevăzute de lege. Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusare, a fost mai sincer. Ne-am răzgândit și nu-i nicio problemă. Așa, și nu, a fost asumarea politică din partea majorității parlamentare și nu trebuie să ne ascundem după concursul. Nicolae Eșanu a refuzat să comenteze această situație. În schimb, fostul ministru al Justiției, Vladimir Grosu, ne-a spus că Parlamentul ar trebui să-și asume această decizie. Parlamentul organizează concursuri, Parlamentul ia decizii. Decizia finală îi aparține Parlamentului. Dacă își asumă așa decizii, urmarea organizării concursurilor înseamnă că se și le asume. Chiar nu sunt supărat. Chiar mă bucur că am obținut în urma unui concurs care îl consider cinstit. Deci, cel puțin eu m-am prezentat cinstit la acest concurs, după reguli stabilite. Una peste alta, una dintre cele două propuneri este ilegală, spune fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Sunt și eu puțin de această nominalizare, deoarece legea prevede explicit că un judecător poate avea doar două mandate. Domnul Pulbere a avut două mandate, din câte cunosc eu. Dacă s-a decis să fie organizat acest concurs, trebuie stabilite clar prin lege care sunt criteriile. La Curtea Constituțională ajunge să fie numită o persoană cu încălcarea prevederilor legii, și anume
peste care a mai deținut anterior două mandate, ceea ce este inadmisibil. Anterior, surse din cadrul blocului acum ne-au comunicat că, de fapt, Domnica Manole a ajuns să fie înaintată în funcția de judecător la Curtea Constituțională din partea Parlamentului, în urma insistențelor lui Andrei Năstase, care a spus că Manole are o reputație ireproșabilă și pentru că a luptat cu fosta guvernare. Totuși, realitatea îl contrazice pe Năstase. Domnica Manole a fost implicată de-a lungul anilor în mai multe scandaluri. Fosta judecătoare a luat două decizii pentru care statul nostru a fost condamnat la CEDO și a plătit despăgubiri de mii de euro. Totodată, în anul 2008, Domnica Manole a fost surprinsă în timp ce îi dădea sfaturi politicianului Eduard Mușuc într-un proces pe care ea îl examina. Decizia Alianței Cozac a fost criticată dur și de opoziție. O încălcare extraordinar de gravă, este o disconsiderare totală și o intrare cu stânga sau, dacă vreți, cu fundul la tot ceea ce înseamnă lege din partea acestei guvernări și din partea ce înseamnă a candidaților care vor fi numiți în aceste funcții de judecători a Curții Constituționale. Pentru că domnul Pulure nu este în drept să execute sau să fie numit și să deține un al treilea mandat de judecător. În același timp, Pavel Filip a declarat că Parlamentul a organizat concurs, însă pentru că nu le-a plăcut ce a ieșit și nici cine a ieșit, au decis să se înțeleagă. Subordonarea justiției până la capăt, a adăugat fostul premier. Ziua de 23 august dezbină alianța dintre socialiști și blocul acum. În timp ce șeful statului a anunțat că va sărbători 75 de ani de la așa zisa eliberarea Moldovei de către armata sovietică, premierul Maia Sandu susține că din acest an, în 23 august, va comemora victimile tuturor regimurilor totalitare. Invităm toată lumea, inclusiv televiziunile, să ni se alăture în acest proces, în ținerea unei pauze, unui minut de reculegere în prime time. În cazul șefului statului Igor Dodon, nici vorbă de tristețe. Președintele spune că vor fi organizate o serie de evenimente între 23 și 25 august. În acest an avem o dată rotundă, 75 de ani de la eliberare. Deci am hotărât să organizăm mai multe evenimente. Potrivit președinției, cele mai multe evenimente sunt preconizate pentru ziua de 24 august. Atunci va avea loc tradiționala depunere de flori la Complexul Memorial Eternitate. De asemenea, în aceeași zi va fi inaugurat monumentul renovat din fața Academiei de Științe, ridicat în perioada sovietică și dedicat încheierii operațiunii Iași-Chișinău din 1944. Spre seară va avea loc un concert grandios în piața Marii Adunări Naționale. Deși postul nostru de televiziune a expediat președinției o scrisoare oficială în care solicităm informații despre cheltuielile pentru organizarea concertului, deocamdată nu am primit un răspuns. Evenimentele din august 1944 rămân a fi destul de controversate. Dacă unii cetățeni și mai ales politicieni marchează așa zisa eliberarea Basarabiei de sub ocupația româno-germană, atunci istoricii vorbesc despre o reanexare a teritoriului dintre Prut și Nistru la Uniunea Sovietică și instituirea unui regim totalitar soldat cu deportări și exterminări în masă. Se pare că certurile dintre Marina Tauber și deputații blocului acum nu se mai termină. După ce s-a plâns la poliție pe Lilian Carp pentru că a numit-o hoață, Tauber cere scuze publice de la Sergiu Litvinenko din același motiv. Ea susține că deputatul PAS ar fi adus acuzații nefondate la adresa sa și a întregii fracțiuni. Marina Tauber îi solicită președintelui Comisiei Juridice a Parlamentului să dezmintă afirmațiile lansate în spațiul public. Sergiu Litvinenko a scris pe Facebook în data de 12 august că i s-a cerut să comenteze solicitarea partidului Șor privind excluderea imunității parlamentare din Constituție. Deputatul PAS a menționat că nu vrea să vorbească despre ceea ce spun niște hoți ordinari, al căror loc nu este în Parlament, ci în altă parte. Marina Tauber spune că în acest mod Sergiu Litvinenko a defăimat-o atât pe ea cât și întreg partidul Șor.
Într-o postare pe Facebook, Tauber a precizat că deputații trebuie să poarte răspundere pentru declarațiile și acuzațiile mincinoase și neprobate, iar pentru a preveni astfel de precedente, va depune plângeri și îi va chema în judecată pe toți cei care vor încălca aceste norme și care își permit un limbaj și un comportament denigrator. Contactat pentru o reacție, deputatul PAS Sergiu Litvinenko a declarat că nu-și va cere scuze de la Tauber și nici nu-și va schimba atitudinea față de partidul Șor. În același timp, ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Nina Mereacre, ne-a informat că plângerea lui Tauber a fost recepționată și urmează să fie examinată de oamenii legii. Anterior, deputatul partidului Șor s-a plâns la poliție și pe Lilian Carp. Tauber i-a cerut dezmințiri după ce deputatul PAS a numit o hoață pentru că numele ei ar figura în raportul Kroll. Carp a declarat că nu are de gând să-și ceară scuze de la Tauber și a îndemnat-o să-și recunoască implicarea în frauda bancară. Bașcanul găgăuziei Irina Vlah confirmă că s-au cheltuit bani grei pentru ceremonia sa fastuoasă de investire în fruntea autonomiei. Guvernatoarea de la Comrat evită însă în continuare să spună cine este finanțatorul și care a fost suma investită. Întrebată repetată despre acest subiect, Irina Vlah a luat în bagiocură cetățenii țării. Din banii dumneavoastră? Anterior, Irina Vlah declara că moldovenii nu trebuie să afle câți bani s-au cheltuit pentru ceremonia de investire. De asemenea, nici autoritățile locale nu au putut să ne comunice informații despre cheltuieli. Acum câteva zile, primarul orașului Comrat, Serghei Anastasov, ne-a comunicat că primăria a alocat doar 60.000 de lei pentru lucrările de amenajare a orașului pentru eveniment. De asemenea, vicepreședintele Adunării Populare, Alexandru Tarnavski, ne-a spus la telefon că toate informațiile cu privire la cheltuieli le deține organizatorul principal, adică Irina Vlah. Asta pentru că din bugetul autonomiei nu a fost alocat niciun ban. Evenimentul de inaugurare a Irinei Vlah pentru cel de-al doilea mandat al Bașcanului Găgăuziei a avut loc în data de 20 iulie pe o scenă pompoasă, amenajată în culorile drapelului Găgăuziei. Seara s-a încheiat cu un concert susținut de interpreta Sofia Rotaru. Presa rusă scrie că Sofia Rotaru poate primi un onorariu de 25-30 de mii de euro pentru doar 3 piese și în ziua inaugurării am încercat să aflăm de unde vin banii pentru organizarea concertului, însă și atunci Vlah a refuzat să ofere un răspuns clar. Cine a finanțat? Nicio nu a fost vizionat. Cine a organizat? Eu potom procomentirea. La manifestație a participat conducerea de vârf a țării, printre care șeful statului Igor Dodon și premierul Maia Sandu. Investigarea furtului de la Moldova Agro Invanc decurge foarte anevoios. Acest lucru îl recunoaște chiar ministrul afacerilor interne Andrei Năstase. El a declarat că după mai bine de o lună de la incident, oamenii legii cercetează mai multe versiuni, inclusiv acțiunile angajaților băncii vizate. Din punctul nostru de vedere, ar fi putut să asigure o mai bună bază bunurilor aflate acolo. Acum se investigează sub toate aspectele, inclusiv sub aspectul penal, activitățile celor de la bancă. Instituția bancară nu a reacționat deocamdată la afirmațiile lui Andrei Năstase. În data de 6 iulie, hoții au pătruns în interiorul filialei Maib de pe strada Ion Creangă din capitală, după ce au deconectat energia electrică și au deteriorat grilajul de la intrarea din spate. Infractorii au furat bunuri din mai multe casete în valoare de circa 30 de milioane de lei. Imediat după incident, banca a luat măsuri sporite de securitate. Mai exact, a fost reformat serviciul casetelor de siguranță. A fost lansată o pagină electronică privind incidentul din 6 iulie, precum și numere de telefon la care persoanele interesate pot suna. Totodată, Moldova Agro Invanc este gata să ofere o recompensă de 1 milion de lei celor care vor oferi informații despre infractori. Dacă vor fi prinși, aceștia riscă până la 12 ani de închisoare.
Injecții și perfuzii fără pic de frică pentru micii pacienți. În capitală a fost deschisă o clinică modernă pentru copii care va oferi servicii medicale prietenoase cu ajutorul unor utilaje de ultimă generație. Rămâneți cu Publica TV să aflați cum vor fi tratați micuții. Sistemul mixt de vot a fost anulat. Parlamentul a adoptat astăzi în lectură finală anularea sistemului electoral mixt și a aprobat revenirea la cel proporțional. Pentru această modificare au votat 59 de deputați. Ce alte schimbări au fost făcute în legislația electorală, ne spune Doina Ivanov. Doina, te ascultăm. Bun găsit! Pe lângă modificarea sistemului de vot, Parlamentul a decis reintroducerea zilei tăcerii de dinainte alegerilor, dar și anularea obligativității prezentării certificatelor de integritate pentru înregistrarea candidaților, acestea fiind înlocuite cu declarații pe propria răspundere. De asemenea, au fost excluse din legislație și interdicțiile cu privire la desfășurarea alegerilor în diasporă. Astfel, cetățenii moldoveni aflați în străinătate își vor putea exercita dreptul la vot în baza buletinelor de identitate și a pașapoartelor expirate. Parlamentul a redus și pragul electoral pentru partide de la 6 la 5%, iar pentru blocurile electorale de la 8 la 7%. Pentru candidații independenți, pragul a rămas același, adică de 2%. Proiectul de lege privind sistemul mix de vot a fost adoptat în 2017 de deputații PDM, ai PSRM și cei din grupul PPM. Procedura prevedea ca 50 de deputați să fie aleși pe liste de partid, iar 51 direct de popor în circumscripții uninominale. Pentru prima dată, sistemul mixt a fost aplicat la alegerile parlamentare din 24 februarie. Sistemul proporțional de vot, care a fost implementat în țara noastră până în 2014, prevedea alegerea celor 101 parlamentari doar pe liste de partid. Doina, îți mulțumim! Un nou an școlar cu probleme vechi. Toamna începe cu un deficit de peste 2100 de profesori și educatori, o cifră mai mare decât anul trecut. Cele mai multe locuri vacante sunt în instituțiile din Chișinău și în cele din raioanele Ungheni, Hâncești și Ialoveni. Potrivit datelor Ministerului Educației, în grădinițele din țară lipsesc peste 400 de educatori. Pentru elevii din clasele primare nu ajung 240 de învățători. De asemenea, lipsesc aproximativ 300 de profesori de matematică și 165 de limba română. Cei mai mulți pedagogi se caută în municipiul Chișinău, peste 400 la număr. În instituțiile din raionul Ungheni sunt 182 de locuri vacante, în Hâncești 102, iar în Ialoveni 110. Datele Ministerului Educației arată că în ultimii 5 ani deficitul de personal în instituțiile de învățământ a crescut practic de 2 ori. Vizitatorii unui târg apicol care s-a deschis astăzi în capitală au fost îndulciți cu miere de toate felurile. Circa 40 de apicultori din toată țara au venit cu 10 de kilograme de miere, polen, propolis și chiar bucăți de fagure. Trecătorii nu au ezitat să cumpere măcar câte un borcan de nectar dulce direct de la producător. Marina Capmoale a venit la târg tocmai din raionul Ocnița și a adus 7 feluri de produs. Femeia s-a lăudat și cu mierea din floare de bostan, care poate fi găsită doar în nordul țării, dar și cu oțet din miere. Ia că e așa la culoare. Mierea de bostan nu e așa scrupoasă, nu e așa mai fină. Noi strângem la tonaj foarte puțin, el că e nu de mult. Oțet din miere, el e foarte bun, el se face foarte greu. El îți face timp de un an de zile, eu îl pun și el să oțătești, îl pun la oțătit, împotriva cancerului. Foarte bun. Pentru cine are probleme cu stomacul. Iar Nadejda Begleț din Chișinău a adus la târg nu doar miere, ci și o licoare cu efecte terapeutice. Când pciolii vyходят z zimy, ani nu все vyходят, остаются на dne ulia. Мертвые пчелы, мы чистим ульи, я их просеиваю, эти пчелы, сушу и делаю настойку. Полезно для у кого ревматизм. Apicultorii spun că toate produsele lor au efecte benefice pentru sănătate. Acesta este din anul trecut, este cu
plante care, din care se fac uleiuri esențiale, deci coriandru, ciulin, oregano, salvie, sunt foarte buni pentru sănătate. Avem polifloră din acest an, avem în ea răsărit, ment. Для простуды, для кишечника хорошо, и для желудок можно вылечить. Vizitatorii au avut posibilitatea să guste din produsele expuse, dar și să le procure la un preț mai redus. Un borcan de 700 de grame costă între 70 și 120 de lei, iar cel de 3 litri până la 500 de lei. Mere de albine, vă spus că naturalul. Pentru ce ați cumpărat merea? Pentru copii, pentru sănătate. E un surplus bun pentru sănătate. În jur la câte borcane ați cumpărat? Nu. Pentru părinți, pentru mine. Selcăm, original și clasică. Așa că cum rămâne amintire la bunei. Bunei noștri au crescut pe miere, pe tot în original și au fost sănătoși și au trăit mai mult decât acum noi trăim. Am cumpărat oțet din miere, de la Ocnița, și să-l folosesc pentru sănătate. Târgul Național al Apicultorilor este la cea de-a treia ediție și se va desfășura până duminică. Luna august este una de foc pentru viitorii studenți. După ce au fost admiși la facultate, ei au început goana după un loc de cazare. Deoarece instituțiile de învățământ oferă un număr limitat de camere în cămine, mulți sunt nevoiți să-și caute chirie. Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu oferă în acest an aproximativ 1500 de locuri în căminele instituției. Prețul pentru o lună de cazare este de 450 de lei. De viața în căminele studențești se vor bucura însă doar câteva categorii de studenți. Concursul se face în baza reușitei academice plus punctajul extracurricular. La punctajul extracurricular mă refer la apartenența la familii socialmente vulnerabile, la reușitele extracurriculare sportive, culturale și distanța de la Chișinău. Cei care nu au șanse să prindă un loc la cămin pot consulta deja ofertele celor care dau în chirie apartamente. Tendința este a tinerilor să se cazeze în blocurile noi și aici prețurile oscilează de la 200 de euro pentru un apartament cu odaie. În blocurile secundare, prețul chiriei pentru un apartament cu odaie oscilează între 130 și 300 de euro. La chirie la apartament. Mi se pare mult mai comod, adică mult mai confortabil. La chirie pentru că pot să aleg cu cine trăiesc în cameră și la cămin nu e posibil asta. Alții spun însă că viața în cămin este mult mai plină. Am trăit la chirie cât am învățat la liceu și la un cămin ar fi mult mai convenabil să trăiești pentru că acolo ai oameni cu care socializezi, dar la chirie nu e atât de convenabil și în primul rând și prețul nu e atât de convenabil. Cei care vor să închirieze un apartament trebuie să fie foarte prudenți pentru a nu cădea în plasa escrocilor. Fiecare chiriaș ar trebui să acceseze baza de date a cadastru și să verifice că persoana care le oferă închirie este proprietarul acestui apartament, deoarece uneori apartamentele sunt oferite în chirie de către intermediari. Toate condițiile pică în momentul în care proprietarul vine. Potrivit agenților imobiliari, la mare căutare sunt apartamentele cu o cameră amplasate în apropierea instituțiilor de învățământ. Servicii medicale prietenoase copiilor și utilaje de diagnosticare de ultima generație. Toate acestea se regăsesc într-un nou centru medical din capitală deschis de unul dintre cei mai cunoscuți medici pediatri din țară, Mihai Stratulat. Iar instituția medicală și-a deschis ușile pentru micii pacienți. Medicul spune că visa la propria clinică încă din perioada când tatăl său, pediatru și el de profesie, era în viață. Făcusem și calcule și puteam să implementez acest vis, dar nu era într-un final a meu. Având deja doi băieți, sper eu că unul dintre ei o să ia tot. Pediatrul spune că și-a format o echipă de profesioniști care vor fi zilnic la dispoziția micilor pacienți. Inițial o să fim 4 pediatri, o să avem un URL, o să avem un oftalmolog, o să avem un chirurg, o să avem 3
ortopezi, o să avem doi neurologi. Sunt specialiști selectați de către mine, care în toți acești ani am observat că, într-adevăr, sunt unii cei mai buni în domeniul lor. Instituția dispune de mai multe echipamente performante care permit diagnosticarea patologiilor la faze incipiente, iar tratamentul este minim invaziv. Clinica dispune și de un laborator propriu, ceea ce permite preluarea și investigarea analizelor medicale în cel mai scurt timp. Pentru copii este pregătită o metodă specială, sunt cu la colectarea sângelui venos cu vacutimer. Din digițele, adică sângele periferic, se colectează cu lancete speciale pentru copii. Investigații se fac pe loc, se face analiză generală de sânge, analiză generală de urine. Mamele venite la deschidere spun că s-au bucurat că, pe lângă serviciile care le vor primi micii pacienți, ambianța este una prietenoasă. Sunt sigură de faptul că orice copil, când intră aici, el întâi nu-și dă seama că a venit la medic. Deoarece, cum intre, se pare că este un parc de distracții. Cred că copiii aici o să fie fascinați, pentru că aici sunt așa niște, în primul rând, uitați ce jucării sunt. Uitați-vă cât e decolorată clinica. Mihai Stratulat activează în calitate de medic pediatru de peste 10 ani. În vara anului 2018, Mihai Stratulat a fost cel care a făcut mai multe dezvăluiri despre cum medicii de la două spitale de copii din Chișinău încearcă să-și mărească numărul de pacienți prin stabilirea unor diagnoze greșite. Ulterior, dezvăluirile medicului neonatolog au fost confirmate prin investigațiile Centrului Național Anticorupție. Clipe de groază pentru pasagerii unui avion care zbura din Moscova spre Simferopol, Crimeea. Aeronava a aterizat forțat pe un câmp de porumb. Potrivit primelor informații, ambele motoare s-au defectat după ce un stol de păsări a intrat în turbine. Pilotul avionului, la bordul căruia se aflau 234 de persoane, a încercat să se întoarcă pe aeroport, însă a depășit pista de aterizare. Примерно через секунд 5 после взлета самолет начало очень жестко трясти. После этого начали мигать лампы с правой стороны самолета. Вот. И запахло гарью. Avionul a aterizat pe burtă, fără motoare și șasiuri. Victime nu au fost înregistrate. Pasagerii aeronavei au fost evacuați imediat. Mulți dintre ei au început să fugă unde îi duceau ochii pe lanul de porumb, în timp ce alții își strigau disperați rudele. Potrivit autorităților de la Moscova, din cei 23 de pasageri răniți ușor, doar unul a fost internat, însă el se află în afara oricărui pericol. Imediat după producerea accidentului, internetul a fost invadat de mesaje de mulțumire în adresa celor care au salvat atâtea vieți. Pilotul aparatului de zbor este Damir Yusipov. El și-a făcut studiile în Sankt Petersburg și are o experiență de peste 3.000 de ore de zbor. Copilotul său a fost Gheorghi Muzin. El a acumulat până acum 600 de ore de zbor. Pentru modul profesionist în care au aterizat aeronava, cei doi urmează să primească medalii de stat. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante știri ale zilei. Urmăriți în continuare informațiile din sport și datele despre starea vremii. Eu vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. O seară frumoasă! Vă doresc toate cele bune!